ar fi putut să o poziționeze fie în lateral de prima, fie în lateral de cea de-a doua. Spuneți-mi, vă rog, dacă spuneați că ați primit niște documente, vi s-a spus că nu va fi afectat de centură terenul clar pe care acolo, îl aveți. Ulterior ați obținut și alte autorizații și avize și ați construit casa. Normal. După ce ni s-a dat avizul de la drumuri, am mers la primărie, ni s-a eliberat autorizația de construcție, ne-am apucat de construcție. Și să ne trezim în 2014 că figurăm pe lista de demolări. Pe traseu, pe traseu, da. Chiar în fața centurii. În 2014. Da. La momentul în care s-a venit. Dar cu... de ce abia atunci? Haideți să lămurim o tonă. În primul rând, nu a fost colaborare nici între primărie și drumuri. Nu, haideți să nu spunem drumuri. Mă rog, deci, din păcate, ce ne-adere? Da, din păcate, noi la drumurile Târgu Jiu am intrat în posesia unei documentații legate pe centură, în momentul în care firma care se ocupa de evaluare și expropieri a venit la Târgu Jiu. Din acel moment, rolul nostru la Târgu Jiu a fost destul de mic și neimportant, mai mult de a încerca să stăm de vorbă cu oamenii, de a încerca să identificăm zonele și oamenii, să îi sprijinim pe cei de la care erau să ocupau firma de expropiere, n-am putut să facem mai mult. Domnul director, sunteți de acord să vorbească frumos ca să... Acum, ce-ați făcut pentru noi? De un an de zile ni se promite. Deci de un an, dumneavoastră nu aveți nicio vină. Dumneavoastră sunteți aici în teritoriu. Cam sau n-am, toți avem poate vină sau n-avem, da? De la minister, mi s-au promis. Toți au venit la fața locului. Știi, a venit domnul director general. I-am adus între, de câte am adus. Printre care, ultima dată, nici n-a vrut să stea de vorbă cu noi. Nu, atunci n-aveți, nu trebuie să-l acuzăm, pentru ce s-a întâmplat nu acum, pentru că eu i-a spus domnul director. De un an de zile am făcut petiții, nici la ora actuală n-am primit răspuns. Să trăiți, am înțeles. Păi, afară, când l-am oprit pe dânsul. Domnule Tudor, nu neapărat pe holurile prefecturii, dar de ce să nu lăsați un director noi am solicitat, foarte clar, rar să discute cu niște oameni care dar sunt în situații lăsat critice? Că acum, altceva, nu știu dacă, dacă într-adevăr vă puteți pune în situația acestor oameni, cu siguranță vă dați seama că situațiile lor nu sunt unele de care să încercăm noi să facem. Credeți că nu înțeleg, credeți că nu știu când toate, da, fiecare dată, când toată ziua. Da. Vă mai întrerup puțin, n-am pentru că l-avem prin telefon când și pe... Spus? Două secunde, vă rog, l-avem prin telefon și pe deputatul Scarlatti Riza, este membru în Comisia de Transporturi și Infrastructură. Bună seara, domnule Riza! Mă auziți? Bună seara noastră, invitatelor noastră și telespectatorilor noastră. Domnule Riza, am aflat că ieri s-au sistat lucrările la centura, la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu. Am văzut și un tabel cu niște sume, despre care am aflat că sunt niște sume estimate, de la care ar putea să înceapă niște negocieri. Expropriații sunt, viitorii expropriați sunt nemulțumiți. De ce? Pornesc sumele de la 1 leu și 29 de bani și nu este o glumă, din păcate. Aceasta este suma de la care încep negocierile sau sumele de aici le-au fost oferite oamenilor. De la 1 leu și 29 de bani per metru pătrat. Credeți că se mai poate cumpăra undeva în județul Gorj un metru de teren, un metru pătrat cu 1 leu și 29 de bani cu 1 leu și jumătate? Domnișoară, nu. Asta e clară. Eu vreau să intrăm în miezul problemei și esență. Nu ne certăm cu doamna Badea, care are 3 hectare de pământ să facă ceva. Nu ne certăm cu dânsul care îi demolează casa. Noi mergem pe un principiu. Ca să obținem această centură care este neapărat folositoare, nu cum zice doamna Badea că nu avea ce să caute centura asta. Nu, se va vedea, doamna Badea spune de importantă. Contestă doar traseul, doar traseul. Nu spune că centura nu este utilă, că o centură e utilă oriunde, într-un oraș mare. Corect. Eu vă zic din calitatea pe care o am în Parlamentul României de deputat și de membru în Comisia de Transporturi și Infrastructură, eu m-am bătut foarte mult ca această centură să se realizeze. Cum știe toată lumea, această centură
se face pe bani europeni. Noi, dacă nu lucrăm cum scrie la carte să facem centura aceasta repede, o să pierdem bani europeni și, cum a zis doamna Badea, o să fie numai grob și șansă pe acolo pe centura Târgu Jiului. De acord, dar eu trebuie să călcăm pe morminte. Am studiat treaba asta. Vinovatul numărul 1 a acestei centuri, că nu merge așa cum trebuie, este directorul de la Cadastru Mănescu. Punct. Ce legătură are directorul de la Cadastru, că ne-a spus domnul Tudor, a fost plătită o firmă care a făcut acest plan? De o construcție undeva, dacă n-ai cadastru, că dacă nu, pământul e al tău, al CNADR-ului. Nu poți să te apuci de construcția aia. Și de ce s-au apucat? Nu ai voie să lucrezi. Și de ce s-au apucat? Așa. Adică domnul de la Cadastru, spuneți dumneavoastră că nu s-a făcut intabularea la a ajutat CNADR-ul sau le-a spus ceva documente? Nu și-a făcut treaba clar și nu a colaborat cu firma care a făcut expropierile. I s-a cerut sprijinul? Aveți dumneavoastră aceste informații? Da, bineînțeles, pentru că sunt la comisia aceea. De aceea sunt nemulțumit atunci oamenii, inclusiv cei doi care sunt la dumneavoastră la televizor. Dacă ar fi trecut... Haideți să vedem ce are să ne spună domnul Iriza. Vă rog! Dacă ar fi trecut centura pe la mine, pe acasă, da, domnule, sunt de acord, este o investiție de interes național și nu discut. Dar faceți-mi și mie altă casă, uite, acolo, la fel. Așa. Păi, asta e problema, domnule deputat. Da. Faptul că oamenii aceștia primesc niște despăgubiri, în unele cazuri, derizorii. Dar eu știu, pentru că la mine la cabinet au venit foarte mulți oameni. Acolo la Filip. În comună la Filip, la Dănești, o fâneață, la 300 de metri pătrați. S-a întâmplat să fie al lui Filip. I-a dat 100 de lei pe metru pătrat, adică i-a dat pe 300 de metri pătrat 30 de milioane. Și lângă fâneața respectivă avea unul o fâneață cu 5.000 de metri pătrați. Și aluia i-a dat 100 de milioane pe 5.000 de metri pătrați. Deci despăgubirile n-au fost bune. Dar eu vreau să ating miezul problemei. Litigile sunt, să zic, pe 3 km, dar această centură are 20 de km. Haideți să ne apucăm de treabă. Eu am fost împreună cu domnul director de la drumurile județene naționale. Și mie nu convine cum se lucrează. Da, domnule, acolo e litigiu. Stopez lucrarea, dar mă apuc de altă lucrare. Mă apuc de câmpul ăla pe care am 10 km de pus asfalt. Haideți să-l pun. Și cu oamenii ăia trebuie să rezolvăm. Prețurile oricum sunt derizorii. Eu știu chiar un prieten de-al meu care a dat 12.000 de euro pe metru pătrat și statul îi dă 2 euro jumate. 12 euro și statul îi dă 2 euro jumate. E bătaie de joc. Dar fiecare om care este afectat de această centură are posibilitatea să dea judecată CNADR-ul și acolo judecătorii să-și facă treaba, să vadă prețul exact al omului. Mai ales la oamenii care au case. Nu trebuie să lăsăm oamenii să doarmă în corturi. Pentru că dânsul poate și-a vândut apartamentul ca să-și facă acea casă. Sunt convins că așa e. Da. Și nu este singurul. Domnul Ancuța, spuneam, sunt foarte multe persoane în această situație. Nu, haideți că avem lista. Domnul deputat. Avem lista cu foarte multe persoane. Nu. Dacă ați fi în situația noastră, că ați spus că și dumneavoastră, că e interes național, că sunt fonduri europene, da? Noi nu ne opunem la construirea centurii, domnul deputat. Dar să vină să stea de vorbă cu noi. Să o facă, e perfect. Dar nu spune Uniunea Europeană să ne demoleze pe noi, domnul deputat. Spune Uniunea Europeană dacă vine centura să demoleze pe Ancuța, pe Spânul, pe Ionescu. Nu spune, domnule deputat. Spune să ajungi la o înțelegere cu oamenii. Eu vreau să văd eu unde scrie că Uniunea Europeană trebuie să demoleze mie casa, să mă scoată pe mine cu copiii și cu nepoții afară din casă și eu le dau casa, domnul deputat. Nu trebuie niciun ban. Dar să-mi arăte mie scris. Nu, domnul deputat, când există posibilitatea să fie 300-500 de metri între casa mea și câmp, cât vezi cu ochii de iarbă, și e posibilitate să o deviez. Și costurile sunt mai mici. Să mă pe mine. Să vă dau, exact. Să vă dau un exemplu. Există numai puțin. Există această posibilitate a devierii, dar există, domnișor.
Exista o altă posibilitate. Domne, nu ne pronunțăm noi. Domne, stați în vă rog să nu vă întreba nimeni. Domne, am dreptul la specialiști, dar să vă spun. Domnișoare, să vorbesc. Nu vă pronunțați nici dumneavoastră, nu se pronunță nici domnul Lancuța, dar acum nu sunt, nu mai suntem în comunism, să tăcem din gură și să nu spunem cam ce posibilități sunt, ce drept la om. Domnule Lancuța, vă rog frumos, dacă vorbim unii peste alții, domnul deputat știe cu siguranță, cunoaște cu siguranță realitatea. Iar lângă mine sunt cetățeni de la Stămiști, care au terenurile lângă mine și vine la mine acasă și spune: ce se face, domne, îți demolează casa? Bine, haideți, dincolo de ce spun oamenii. Păi de ce nu vine, domne, domnule Ancuța, nu vorbim de persoane neavizate, domnule, care își dau cu un presupus. Eu pun care este problema cu trebuie înțeles, am asta înțeles. Asta mă pe mine. Dar spuneam, e exista... E munca mea, domnișoară, și a familiei mele. Se putea lucra... Se poate se, și se păi poate. Nu m-ați ascultat, da. Nu știți ce am vrut să spun. Se putea lucra bine de la început. Păi adică de la început, dar nu s-a lucrat bine că s-a făcut de sus. De la început, dacă mă ascultați, cu cap. Adică traseul putea fi altul, pentru că am spus ceva mai devreme și dacă vor relua imaginile colegii mei, o să vedem că lângă casele pe care vor să le demoleze domnii care efectuează lucrarea, se întinde câmpul. Adică pe acolo putea trece. Domnul Cuța n-a fost atent. Domnul Iriza, cu tot respectul, a zis acest lucru. Că să se despăgubească la adevărata valoare. La adevărata da? Valoare. Exact. Este articol de lege. Constituția ne nu a venit nimeni să stea de vorbă cu noi. Dar problema exact, este dar spune că utopia. Nu care este? Vine o firmă care nu știm cine a făcut două poze din stradă. Dă o anumită valoare la teren. Nu știe ce fel de casă este. Dacă acea casă e construită nou, dacă este reconstruită, ce fel de fundație are, stabilește un preț. De la el aruncă undeva, teoretic. Mi-l aruncă undeva într-un cont în bancă și din acel moment, o secundă, și din acel moment, dânsii de la CNADR poate să intre să lucreze. Păi, mie nu mi s-a transferat prețul, nu s-a transferat proprietatea la stat atâta timp când a semnat un contract. Atunci, al cui este acest teren? Domnul Iriza are dreptate, dar dânsii, ca și parlamentari de Gorj, oare au făcut ceva ca să se desfăgubească la adevărata valoare? Noi, politicii, ne uităm la oameni mai odată la 4 ce ani. Ce permite legea a făcut? Da. Mai mult decât este ce permite legea. Este în comisia de transferuri, am înțeles. Exact. Nu știu exact. Atunci a făcut un amendament ca să repare acest... Dacă îmi spun colegii din acest rezultăți, nu, domnul, nu se face amendament, domnul. Mai se este, este. Mai este, domnul, încă mai avem pe domnul Iriza la telefon. Haideți să-l întrebăm, vă rog frumos, domnule deputat. Ce puteți face dumneavoastră, ca și aleși ai Gorjului, ca oameni care reprezentați pe oamenii aceștia în Parlamentul României? Se poate interveni, se poate face ceva? Domnișoara, eu cred că se poate interveni. Toți 12 parlamentari de Gorj putem să mergem la CNADR și să vorbim clar vis-a-vis de despăgubiri. Pentru că aici sunt problemele. Eu știu că la complexul energetic Oltenia urmează să se demoleze o casă și să știe cu 3 ani înainte, bă, băiatul, vedeți că această casă va fi demolată. Unde vrei să-ți fac casă? Să fac în Târgu Jiu, să fac acolo la tine, ai tu pământ în altă parte? Ia făcut casă la fel ca aia, ia cheile, prietene, că asta e a noastră de acum încolo și ne apucăm să facem centura ocolitoare pe ea. Așa trebuia să procedeze CNADR-ul. Da, și eu sunt de acord, cred domnul deputat. Și noi suntem de acord. Avem prim-ministru de Gorj, să ne ajute, să deci, rezolvăm problema. Nu mai e de Gorj, nu mai e de Gorj. Nu mai e de Gorj, domnul Poana. Corect. Dar ce a făcut cât e a fost de Gorj? E deputat, a făcut, lăsăm. Nu-l analizăm pe primul ministru. Nu-l analizăm pe primul ministru. Da, dar a luat votul... Domnul, o să vedem imediat ce a făcut. Și-a făcut niște poze. Nu, știi ce a făcut? Ne-a dat bani pentru drumul de la Rovinar la Petroșani. Ne-a dat bani. A dat bani din buzunar? Nu cred. Domnul, de 2 ani a lucrat voi ăștia portocalii, nu noi. Pentru care drum s-au dat bani? Domnul Tudor, pentru care bani a dat domnul Ponta bani? Între noi avocații ne pentru. Nu, dar pentru ce drum a dat bani domnul Ponta? Rovinar Târgu Jiu, Târgu Jiu Bumbești, Bumbești Petroșani. A scos din conturile dumneavoastră. Nu cred că a dat domnul Ponta din banii domniei sale. Nu da banii, dar a aprobat. Știm că este un proiect da, hai să foarte ne... vechi acolo și de s-a lucrat 7 ani și nu s-a făcut 2007. Nimic. Și a venit un alt guvern
nu pronunțăm nume, că nu facem politică acum, și s-au dat bani pentru acest drum. Da, asta e altceva. Hai să vedem, hai să discutăm. Hai, sunt un milion de locuri. Deși ar fi trebuit să... Nici nu știți ce bine se circulă pe acest drum. Nici nu știți. Se circulă foarte bine, se face foarte bine. Dar, da, nu de, dar noi suntem aici. Așteptăm să se și finalizeze. Deci, da, se va finaliza. Haideți să trecem la problemele noastre. O să trecem la problemele și ale dumneavoastră, dar ale noastre. Haideți mai întâi la problemele domnilor, că ei sunt deci, cel mai mult vă rog, afectați. O jumătate de minut și după aceea jumătate de minut lăsăm. Să fie. Deci, haideți. Trebuie să înțelegeți următorul aspect. Nu suntem niciunul în măsură de aici și după stradă să ne pronunțăm în legătură cu traseul. Noi ne spunem doar păreri, că ar fi bine, că de ce nu s-a făcut pe acolo, că problemele celor care au făcut traseul, cei care dar au stabilit traseul, sunt răspunzători. Și cine dacă, trage la răspundere, domnule dacă, Tudor, pentru că spuneți noi, nu suntem în măsură să tragem la răspundere. Autorizate, care instituții fonduri, autorizate, dacă instituțiile astea nu află? Fonduri. Domnule Tudor, cam asta au încercat reprezentanții guvernului dumneavoastră și ai PSD-ului să facă în ce ultimii facă? Ani. Ce să închidă facă? Și gura presei care mai îndrăznește să spună câte dar ceva. Dar vedeți cum a închis-o, că eu venim la dumneavoastră în emisiune. Ca nu cumva să nu? Afle acele organe de dar care vorbim că acele organe află de la presă? Păi uitați că așa s-a aflat și, și de matrapazlăcurile de la Complexul Energetic de la presă. Oltenia. Mai tot de mine. La presă. Cât subapreciați aceste organe, zău. Îmi pare rău, dacă zău că îmi pare, deci, îmi pare dată, rău așa s-a ajuns să vină corpul de control deci, al ministrului energiei și așa pe, s-a ajuns la DNA, domnule Tudor. Lăsați-i pe aia, trecem de la una păi, la alta. Îi lăsăm pe aia, dar... Lăsați-i pe aia cu problemele lor. Îi lăsăm lor. Pe aia, dar noi să știți că problema problemele oamenilor trebuie analizate, oricum trebuie discutate și trebuie prezentate. Doar promisiuni de un an de zile. Este un drum care are regim de drum european, de drum expres. Sunt niște cerințe tehnice peste care nu se poate trece. Așa că, indiferent de rangul pe care îl are drumul respectiv, eu cred că el ar fi putut fi făcut mai bine așa decât încât așa? Să nu poată proiectantul, fi contestat. Proiectantul care l-a făcut își asumă proiectul, păi, își chiar asumă, dacă nu suntem de acord. Nu suntem de acord. Domnul, pentru ce să acționez în instanță? Firma păi, care a făcut traseu a intrat în insolvență. Pentru ce să acționez? Pentru că avem am două ajuns, situații. Nu mai aveți cum să avem în momentul de față înțeles. Sunt 17 case de locuit. Restul sunt după tabel sunt anexe, deci sunt 17. Avem două probleme arzătoare, două puncte care într adevăr sunt punctele cele mai grele, domnul Ancuța și cazul de la Preajba. Cu domnul Spânu și cu domnul domnule Grere. Domnule Tudor, haideți că dacă da? În fiecare mai departe, așa, mai departe. În rest nu sunt, știm, în rest este doamna nu aici, sunt probleme este decât, aici. Nu generalizați, nu sunt probleme decât de preț. Da? Dacă pentru că și familia de Drăgoi păi a acceptat să se mute și a spus, da domnule, Tudor, îmi dați prețul just și acele mă mut. Probleme de preț, asta sunt. Și, da, și a primit prețul just. Am spus clar, da, prețul just. Am spus clar, eu am spus-o clar și o repet. Și am insistat, și am situat-o și la nivel local și dat. Domnilor, până când nu va veni încă o dată evaluatorul să intre în casele acestor oameni, să putem pleca de la o discuție, să putem pleca de la ceva, discutăm degeaba. Oamenii vin și ne bat în poartă și ne bat degeaba pentru că noi suntem uneori păi, bă, dar dacă, în imposibilitatea să facem ceva. Să tac așa cum ne spuneți nu nou, le spune, seara nu asta. Le spunem să tac, domn, v-am spus să tăceți? Nu, domnul Tudor. L-am adus pe director la matale? V-am spus ce rezolvă. Am făcut niște pași. Pot să pun o întrebare? Adresați o întrebare, dar dacă se apucă domnul Tudor să vorbească iară și să nu ne spună nimic, se termină emisiunea. Dacă domnul Tudor ne-a văzut numai Nu mai, bine. Da. Da. Domnul Tudor. Da, domnul. A zis că când dumneavoastră n-ați venit la noi ca să faceți o chestie cu noi sau nu știu ce trebuie. Noi nu ne opunem, v-am spus de prima dată la centură. Știu, domnul Arcuț, am înțeles. A zis cineva zis că să o opune. Dar nu ne Doamne opunem noi la centură. Dumneavoastră a zis, domnule, mă puteți evita? Vă pun o întrebare, Ce diferență este între evaluator, care evaluează casa, și negociator? Deocamdată, evaluatorul vine la dumneavoastră și stabilește un preț și ne... Nu mai puțin, vă întreb. Da, vă rog. Vine evaluatorul să evalueze casa mea, da. Îmi dă un preț de, să zicem, de mizerie, să zicem, de 2 miliarde, 3 care miliarde. Nu, zice, care nu vă mulțumește. Nu mă mulțumește. Care nu e just, da. Domnule, eu în primul rând
eu înțeleg că evaluatorul care vine la mine acasă, când aude, băi, a ajuns familia asta la partaj, să împarte casa, nu știu, ce, cu ce să împart eu cu cine ADR-ul, casa? Nu, domnul Tudor. Mie vine negociator, dacă-i treaba, să negocieze prețul, că e munca mea. Negociatorul negociază până la valoarea maximă care dă evaluatorul. Păi, vedeți? Și domnul, dacă dă un preț de nimic, deci, da, pe munca mea. Asta e problema. Domnul Tudor, nu, noi nu ne opunem, nu ne certăm, nu nimic. Spune, pentru că spuneați ceva mai devreme, doamnă, că doar promisiuni s-au primit. De un an de zile am fost la minister, au venit și la fața locului, au spus că o să încerce să găsească soluții. Am făcut petiții peste petiții. E un an de zile, n-am primit un răspuns. Am depus și la domnul director, la Târgu Jiu. Nu am primit nici la ora actuală un răspuns la petițiile ce le-am pus. Da, noi v-am comunicat că le-am trimis la CNADR pentru soluționare. Nu am primit nimic. Nu am primit nimic acasă. Ei, măi, doamne, deci doamne. Eu vă spun că nu am primit nimic acasă. Dar de ce credeți că nu vi se răspunde? De ce nici măcar nu vi se spune ceva? Da, eu vreau să întreb, domnul Tudor, de aspectul de la Șușiță, un pic mai sus spre Bărești. Acolo s-a perforat odată cu intrarea în... Nu intra în amănunte că vorbești prostii. Te rog frumos. S-a mai trezit unul într-o seară. Haideți, vă rog frumos. S-a mai trezit unul într-o seară. S-a mai trezit, da, s-a mai trezit unul într-o seară să vorbească la televizor că... Știți ce s-a făcut acolo? Ce s-a făcut acolo? Păi vă spun eu. În zona... De ce nu am venit apă la... Domnule Tudor, haideți că încerc să vă spun eu ce s-a făcut în zona. Îi rog pe colegii mei să pună în fereastră materialul 5. Deci, la Șușița, și imediat la o să vă spun eu ce s-a făcut de fapt. Și aia s-au făcut prospecțiunile, da? Care prospecțiuni, două tipuri de săpături s-au făcut. Îi rog pe colegii mei din emisie să-mi spună dacă mai sunt acolo. Nu știu dacă eu mai comunic cu cineva. Dar nu pot să... A venit cineva din zonă la mine ca așa, să... Așa, și a spus că nu mai era. Mi-a spus că în fântâna care era aproape plină, an de an, da? Ca în această încetă, vară, ca când este secetă, nu mai stă. Dar a fost secetă și anul trecut. Domnul, vorbim prostii, nu putem să spunem că s-au făcut câteva foraje la o adâncime destul de mică. Să spunem că nu mai e apă în fântâni. Haideți, domnule, să lăsăm. Sigur! Iată, domnilor, un material din 15 octombrie anul trecut. S-a dat ordin de începere a lucrărilor la centura municipiului Târgu Jiu. Și ce vedem? Vedem o echipă venită de la București în frunte cu premierul Victor Ponta în pre-campanie electorală, adică exact înainte de a începe campania electorală, stând în fața unor planșe care ne arătau nouă cum va arăta o centura ocolitoare a municipiului, pe unde va trece, cât de mare va fi. Și ne spunea domnul Ponta, o să citez: mă bucur de faptul că după multe luni, chiar ani, pentru a termina toate procedurile, astăzi putem efectiv să dăm ordinul de începere al lucrărilor. S-au terminat toate procedurile și contestațiile posibile. Banii sunt puși la dispoziție. Este vorba de aproape 40 milioane de euro, din care 85% de la Uniunea Europeană. Asta spunea domnul Ponta în octombrie anul trecut. Adică, de ani de zile se lucra, ne spune domnul Ponta, la acest dosar. Cum s-au făcut lucrările la acest dosar, cum s-au făcut documentația la acest dosar, dacă, iată, oamenii ăștia au aflat abia anul trecut că urmează... Doamnă dragă, din 22 de kilometri este vorba de un kilometru cu probleme. Deci, nu fac, da, din 22 de kilometri, domnule, nu credeți acum că este un haos tot. Nu știu dacă e vorba doar de un kilometru. Să nu facem o tragedie. Tragedia este la domnul Ancuța, este la doamna. Sunt câteva cazuri. Mai sunt și la care, domnul. Care, domnul? Nu mai sunt avocatul lor, lăsați. Nu sunt eu avocat, domnule, dar mai sunt, că oamenii nu știu treaba. Dar tot exproprierile. Terenul nu a ajuns în... Terenul nu a fost intabulat să ajungă în proprietatea CNADR-ului. S-a intrat abuziv pe terenuri. Deci chiar dacă domnul Tudor susține chestia asta, oamenii n-au primit un leu. Și nu, nici măcar n-au trimis hotărârea pe suma respectivă ca să poată ridice, să poată cineva să dea în judecată. Și atunci cum poți să susțină că într-adevăr s-au făcut toate procedurile legale?
De ce susțin și domnul premier atunci când a deschis, când a tăiat panglica la Târgu Jiu, a stat de vorbă cu mine și a promis că o să găsească soluții. Mi-am dat seama că nu vrei să se demoleze casa, o să facem ceva să deviem. Acum două luni când a venit, ultima dată când a ajuns la Târgu Jiu, a stat de vorbă cu noi, printre care a fost și domnul director Tudor și domnul Ancuța și l-a sunat pe domnul Neaga. Și i-a spus, domne, unde există loc de deviere, de ce să demolăm case? În 7 zile primesc răspuns. Deja au trecut 2 luni. Nici șapte zile? Că oamenii nu vrea să le demolesc casele, a zis domnul Ponta. Ce a zis? Că nu, oamenii aceștia, i-a spunea lui domnul Neaga, la telefon, că a fost acolo domnul Tudor. De ce nu recunoașteți domnul Tudor? Nu recunoaște, domnule, vorbește așa că nu recunoaște. Păi, dar a fost acolo. E adevărat, când i-a spus domnul Ponta, domnul Neaga, n-au zis că oamenii aceștia nu vrea să le demolească casele. Păi și ce a spus domnul adevăr? Și a zis așa, bine, bine. Atunci dă ordonanță în 7 zile, nu știu ce trebuie Nu. A spus aștept un aștept. Așa, în 7 zile. În 7 zile, da. În 7 zile. Premierul aștepta. Da. Și dumneavoastră ați venit de cu raport de cu țăvile de petrol, domnul Tudor. Efectiv ne țin încurcați de un an de zile. Există în zonă. Păi și ce nu e așa? Une, domne, la casa mea există. Nu la casa mea. Ia veniți, domne. Domnul Ancuța. Sunt la Potoruș, domne, că am fost și astăzi domnul acolo. Domnul Ancuța, dincolo de Valea există. Domnul Ancuța, unde de Vale, domne, eu stau în Vale, că nu vrem să terminăm acest bâlci odată, nu, domnule. Nu, domne, nu vreți. Nu vreți, domne, că... Domnul Tudor, nu venim, că nu e un bâlci aici. Nu e venim. Bună dreptatea dumneavoastră aveți. Nu e bâlci. Domnul Tudor, e o tragedie să demolezi oamenii. Case noi, casele, domnule, eu sunt boschetar, domnul Tudor. V-a spus dumneavoastră. Domne, dacă dumneavoastră m-a spus pe situația mea. Da, răspundeți, vă rog, da, spuneți, vă întreb eu vă răspund, domnul Tudor, dacă... Ați răspuns tot timpul. Cu dumneavoastră sunt momente în care se poate discuta. Da, bineînțeles. Și în momente... Vă înțeleg, încă o dată, vă repet că vă înțeleg. Dar nu vorbesc pe dumneavoastră. Și stau de vorbă cu dumneavoastră. Păi și dacă înțelegeți ce n-ați luat, domnul Tudor? Dumneavoastră, când ați primit de la CNADR răspunsul, deci răspunsul de la CNADR, că trece centura pe acolo, ce ați făcut cu răspunsul? Uite răspunsul, uitați-l aici. Asta e răspunsul meu. Ia, ce răspuns mi-a dat mie, domne? Ce răspuns v-a ce mi-a dat CNADR? Ia să lămurim o dată. Uite, am ajuns și la chestiile astea cu CNADR-ul. Să vedeți, dumneavoastră, ce notificare îmi trimite ea acasă mie, aici, că nu știe nimeni de centura respectivă. Să vedeți acum, că vă arăt. Uitați. Nu există contract în CNADR și firma respectivă, domnișoare. Ia să vedem, domnule. Da. Chestiuni pe care nu vedeți că nu veniți cu ele la noi? Cum să nu vin, păi, nu știu dacă trebuie să vină la dumneavoastră. Păi dacă vede că n-ajunge, dacă n-ajung la București, se vine la noi. Nu mai puțin. Dacă se face comunicarea cu societatea mamă, cu compania mamă. Uitați, și dumnealor spun că nu știu ce să le spune dumneavoastră. Am venit la dumneavoastră de enuri. M-ați trimis de la dumneavoastră, la primărie, că dumneavoastră scrie că nu există un contract încheiat între CNADR și firma respectivă, iar dacă dumneavoastră vreți să aflați pe unde... Uitați ce scrie aici, că vi-l dau să-l studiați. Dacă dumneavoastră vreți să vedeți pe unde trece centura, depuneți, uitați, 800 de lei ca să aflu eu pe unde vine centura. Adică domnișoară, strigă din la stop, nu mai puțin. Stop, nu mă întreb, domnul Tudor, nu te expune numai programa ta. Deja, nu, dacă mă întrerupe, termin ideea și dumneavoastră spuneți. Haideți să terminați ideea, vă rog frumos, că mai avem un telefon, nu mai avem timp. Haideți să terminăm, că lămurim și acest aspect. Depuneți 800 de lei și mă duc la drumuri, la dânsul acolo și când mă duc la birou, domne, cui dau banii ăștia? 800. Spuneți-o și dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu știți, știu eu de centură, nu știu eu, domnișoare. Duce, păi noi nu știm. Dar nu să vă avizul, duceți-vă la primărie, că știi primăria care e harta. Mă duc la primărie... Cine ți-a spus, domnul, așa? Domne, hai să nu începem cu chestia asta. Că domnul primar ce spune așa... În afară ascultați asta? Puțin, să vă spun ceva tragic ce-i cu hârtia asta. Ce domne, tragic, ascultați ce vă spun. Ăsta e răspunsul care este. Ce ați mai primit? Care mai îmi spune una? Că la mine, la casă, nu există extras de... Domnul Tudor, e strigă de la... Nu știe lumea, domne. Să vadă lumea, domne, cum se lucrează aici. Vorbim între noi. Mie, doamna. Vorbim între noi. Nu știu, domne, cine de la primărie, domne, de la urbanism. Nu e de la vreau să zic. Și spune că păi, e legătura cu ei, cu chestia asta. Cu noi, și cu zice dincolo, ce să mai, n-aveți extras de carte funciară. Bă, domnișoară, vă aude domn primar și vă desface contract de muncă, mâine nu mai aveți servicii. Păi dacă nu există extras de carte funciară, eu pe ce am casa? În aer?
Dacă e pe pari, tot în pământ e. E incredibil. Se dă autorizație decât dacă e carte. Domnul Tudor, spuneți dumneavoastră, citiți-o dumneavoastră, uitați. Vă dau dumneavoastră. Dacă eu, uite, și-a arătat-o și la televizor, pe dacă o știți. Ce se întâmplă cu acest? Ce se întâmplă în România, domnule? Îl avem prin telefon și pe jurnalistul de investigații, Narcis Daju. El este din nou primul care intră pe fir. El cred că a fost primul jurnalist care a scris legat de centură și de problemele de pe centură. Că așa am văzut și materialul de anul trecut din precampania electorală, când a venit domnul Ponta și a spus că se va face la Târgu Jiu o minunată centură pentru că se lucrează oamenii de ani de zile și totul este în regulă. Bună seara, Narcis Daju! Bună seara! Nu știu cât ai urmărit din emisiune. Știm că avem concurență și am încercat să contrabalansăm în această seară. Problemele oamenilor, asta interesează și asta vrem să evidențiem și noi, dincolo de ce place sau nu place unora. Spune-mi, eu te rog. Eu spun ceea ce n-ați apucat voi să spuneți. Te rog. Ancuța Constantin figurează hotărârea 689 din 19 august 2014, nu cu o casă de câteva sute de metri pătrați în care și-a pus toate economiile și toate creditele pe care le-a putut lua, ci cu teren arabil. Da? Deci, domnul Ponta a emis un act normativ în care scrie în dreptul Ancuța Constantin teren arabil, nici urmă de casă, de vreun imobil. Ce dovadă mai bună vrea, nu domnul Tudor, oricine de pe planeta asta, că cei doi cetățeni și celelalte zeci de familii, da, care rămân pe drumuri acum, sunt victimele baciocurii la care sunt supuse de regimul Ponta. Eu vreau să fiu pe doamna Spânu și pe domnul Ancuța pentru răbdarea de care au dat dovadă în seara asta, având în vedere modul în care a înțeles șeful secției de drumuri naționale să se prezinte la emisiune. Doamna Spânu, după cum ați văzut, a primit o adresă oficială de la domnul Dina, predecesorul în scaun al domnului Tudor, în care i s-a spus, femeie, construiește liniștită, pe acolo trece o cărare, nici urmă de centură, nimeni nu va avea nimic cu tine vreodată. În 2011, familia Spânu a primit autorizație de construcție, deci în 2011, nu în 1971, s-au apucat de casă. Domnul Ancuța Constantin, în 2012 primește de la Florin Cârciumar autorizație de construcție și Florin Cârciumar vine acum și ne spune că a emis acel act sub amenințare, că au fost presiune asupra lui. O să mă înșeam mâine dată să-l ameninț că dacă nu îmi dă teren pe lună, nu știu ce-i fac, că văd că e slab de înger. Am constatat cu stupoare că domnul Tudor amenință la o emisiune de televiziune magistrați de la judecătoria Târgu Jiu. Este punctul de vedere al dumneavoastră, domnule. Nu, există înregistrări. Da, bine. Există înregistrarea emisiunii, chiar am înregistrat-o. Da. Domnul Tudor, corect. Că nu ați fost citat, da? Că judecătorii nu... Am spus că mi-am exprimat un punct de vedere și că vor răspunde pentru treaba asta. Oameni buni, mi-amintesc că acum un an de zile președintele PSD Gorj amenința alt judecător, șeful biroului electoral județean. Îi spunea, avem un prim-ministru, ce mama dracu, lasă-o să vezi tu, vorbim noi. În momentul ăsta trebuie să mă adresez doamnei notar Silvia Badea, pe care o felicit pentru ceea ce face, dar din păcate doamna Badea, care e multimiliardară, a inițiat acest demers strict în interes personal. Deși e multimiliardară, până acum n-a făcut niciun demers de interes public. Pe doamna Badea și pe ceilalți multimiliardari din Târgu Jiu nu i-a interesat că în timp ce își clădeau averi imense, în paralel se clădea regimul Cârciumaru. Regimul Cârciumaru care... Doamna Badea pe Tudor. Nu poate fi acuzată pentru că își apără un drept, un drept de proprietate. Bun, Irina, dar dacă eu și cu tine, da, ne zbatem să se aplice legea în orașul ăsta și să fie un climat de normalitate, de ce multimiliardarii ăștia se trezesc că trăiesc între niște dinozauri care calcă în picioare toate legile doar când li se încalcă lor teritoriile, da? Pentru că așa se întâmplă și abia atunci reacționează românii. Ăsta e, nu e normal. Felul de a fi al românului. Nu e normal ca domnul Tudor,
care acum e șef la a patra sau a cincea instituție cu susținerea Partidului Social Democrat, să spună că nu e nicio problemă că se demolează niște case. Nu vreau să-l șignez, dar doamna Cunu și domnul Acuța, dacă am vorbit cu atâta ușurință cu cât spuneți dumneavoastră. Domnul trebuie să știe invitații tăi, Irina, că domnul Tudor în viața lui n-a făcut nicio casă. De fapt, nici nu e proprietar pe o casă, deși partidul l-a pus în atâtea scaune înalte. De-aia omul ăsta zice, o casă. N-a făcut nicio casă. Un fleac. Da. Nu, dar credeți că stau în cort cu domnul? Nu a făcut ca să nu fie expropriat, iată. Da, s-a n-a făcut pe centură, corect. Atât casa domnului Ancuța, cât și casa domnului Spânu sunt în câmpul, oameni buni. De o parte și de alta sunt sute de metri pe unde ar fi putut trece centura. Eu am avut rezerve când am fost și la unul și la celălalt. M-am gândit, bă, ăștia poate în înțelegere cu CNANDR-ul au aranjat să treacă fix cu doctorul, dacă se întâmplă de bani. Nici vorba. Au fost înștiințați anul trecut voții de molar, dar nu i-a contactat nimeni să le dă vreo sumă. Trebuie să vă spun că firma care se ocupă de expropieri aparține unui deputat PSD de Dâmbovița. Îl cheamă Ionuț Cristian Săvoiu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Și se pare că are... Firma care trebuia să facă detaliile de execuție ale centurii a primit pentru asta 2.800.000 de euro. Și uitați-vă cât de bine a lucrat, din moment ce Ponta scrie în hotărârea guvernamentală că Ancuța n-are casă, are doar teren arabil. Ce ar mai trebui spus, ce nu s-a spus până acum? Vă amintiți că centura de nord a fost realizată de CNI Euroconstruct. Sunt cel puțin 15 oameni de afaceri în Târgu Jiu care plâng pentru că au fost epuizați de această firmă, care între timp a fost băgată în insolvență. Au rămas datorii de zeci de miliarde. Afaceriștii ăștia locali au trebuit să-și dea oamenii afară. Vreau să vă spun și sunt responsabil pentru ce spun, că primarul Florin Cârciumaru, deși știe de această situație, și-a permis să emită recomandare cu care această firmă s-a mai dus la o licitație și acum lucrează la centura de sus și probabil să pregătește să țepuiască alți zeci de afaceriști. Revin la doamna Badea. Nu e normal să tolerăm aceste lucruri și nu putem să-i acuzăm fără un fundament pe oamenii. Dar nu poți să dai o recomandare unui țepar ordinar, că știe toată lumea de țepar pe patronul de la CNI Euroconstruct. Să ne amintim că acum două săptămâni s-au bătut pe centură, da? Iată ce personaje confirmă lucrează domnul la domnul Tudor. Dă din cap, înseamnă că așa au fost utilaje blocate? Pentru că s-au suprapus. Domnul Tudor. Așa a fost, dar nu... Dar de ce nu recunoașteți? Păi n-a fost acolo ca să vedeți. Aveți dreptate, domnul. A venit poliția, a venit și poliția la fața locului. Domnul Tudor, că așa a fost. Haideți deci, să lăsăm pe Narcis Dajul să-și termine ideea, pentru că spuneam cam depășit spațiul. Te rog, Narcis. Bun, o ultimă frază. Revin la multimiliardarii din Târgu Jiu. Este în mare parte vina lor că nu i-a interesat ce se întâmplă în aspectul politic în ultimii zeci de ani. Și nici în clipa de față nu interesează că fiul domnului Tudor, să-i dea Dumnezeu și lui sănătate, urmează să fie impus săptămâna viitoare ca viceprimar. Este cel puțin la fel de arogant și de nepregătit ca tatăl lui, da? Care cu ajutorul Partidului Social Democrat a fost la patru instituții. Domnul Tudor, știți bine câte dosare penale ați avut ca șef al poliției locale. A trebuit să le mulțumiți magistraților din Gorj că sunteți acum în libertate, nu să-i huiduiți la televizor. Știți bine că nu am huiduit magistrații, domnule. Haideți să nu trecem de la anumite. Câte dosare am avut? Rămânem la drumuri naționale, mergem la domnul Narcis, eu vă respect, știți foarte bine, dar... O să vedem săptămâna viitoare ce se va întâmpla. Totodată, treceți așa, aveți dumneavoastră cuțitul ăla pe care vreți să-l băgați. Domnul sigur, Tudor, nu puteți să spuneți jurnalist, domnule, că sunt nepregătit. Doamne, n-ați plecat coatele cu mine, știți foarte bine că am făcut bine, și acum putem să avem și noi supăra, oamenii este niște opinii. De vedere, corect și de-aia mă pot spăra. Dar păi parcă și Narcis Dajul este om și e cetățean al țării acestea. Are și el dreptul la opinie, nu? Da, o opinie corectă totuși, da? Păi, din punctul lui de vedere, e corect. Dar nu poate să spune că sunt nepregătit. Domnul Tudor, știți ceva? Domnul, suntem de vreo 20 ceva de ani într-o democrație. Al omului. Avem o chestie pe care noi am vrea să considerăm democrație. Ce înseamnă omul cu multă ușurință undeva. Dar, sigur, este o emisiune care trebuie totuși Narcis Dajul este o persoană care
spune lucrurilor pe nume. Poate unii dintre noi, ceilalți jurnaliști, poate cu mai multă ușurință, dar eu mi-am spus ce am avut de dumnealui. Dar el o spune tot așa. Felicit pe Narcis Daju pentru ceea ce a spus. Într-adevăr a reușit să facă o radiografie scurtă, dar a trecut prin toate momentele în acest moment, pentru că dânsul a stat în afară și a avut posibilitatea să vorbească câteva minute. Nu, nu e primul jurnalist care a investigat. Știu despre ce e vorba. În schimb, domnul Tudor pe noi n-a putut duce o idee până la capăt. Mai veniți într-o emisiune, domnul Tudor, și acolo vă exprimați liber, domnul Tudor, nu ne-a lăsat să ne exprimăm liber. Poate răspunde mie. Vă rog. Domnul director, în situația noastră, ce răspunde puteți da? Să mai așteptăm? Da? Și cât mai putem aștepta? Doamnele dragă, ceea ce v-am spus și v-am spus și în continuare. Domnule drag, noastră știți că soțul meu s-a îmbolnăvit de inimă datorită acestei situații? Nu din cauza noastră, dar și noastră sunteți un reprezentant legal. Sunteți de acord cu mine că puteam să discutăm numai oficial prin răspunsul scris? Domnul director, dar am stat un reprezentant lângă dumneavoastră. Sunteți un reprezentant legal în teritoriu, da. Care ați putea să... Să ce? Deși noastră le spuneți, așteptați. Ca director, aveți da, un cuvânt, am un cuvânt până la această dată n-au intrat buldozerele în casele dumneavoastră. Păi da? Domnule, nici nu poate să intre fără autorizație de demolare. Dacă începem... Înțelegeți că nu pot să fac mai mult. Vedeți dumneavoastră cum vorbiți cu o chestie asta. Păi, înțelegeți că nu pot să fac mai mult. Domnule, nu e ușură de fapt, domnule, o casă. Nu știu ce să facă. Nu pot nici eu mai mult de atât. Au o casă, doamne, doamne. Cred că mai este mult... imobilul primul. Nefinisat, primul. Nu? Da. Adică da, da, da. Oamenii nu știu ce să facă, mai dau cu vopsea pe exterior sau același răspuns l-am dat de pe... Ce să-i spun? Mutați-vă! Ce să-i spun? Mutați-vă! Păi n-am cum să mă mut, unde să mă duc? Înțelegeți-mă, din aceste motive... Legea nu spune așa, legea trebuie să ne asigure ce ne adere, trebuie să ne asigure 6 luni locuințe, dar eu nu vreau lucrul ăsta. Acum eu ajuns să ia carul pe un, da? Au muncit, domnule. Știu, dar vreți să știu cum asta este problema. Oamenii da, dar nu ăștia, sunt eu atarul pe unii, înțelegeți-mă. Și doamna Spânu, și domnul Ancuța, și ceilalți, în câteva momente o să puteți răspunde și la telefon, au muncit pentru casele pe care da, le-au ridicat. Am spus noi că n-au muncit. De ce îmi spuneți mie chestia asta? Avem bănci de plătit, nu că am muncit. Să vă mai explic ceva. Dincolo de eu nu sunt eu vinovat, eu sunt vinovatul, da? Și dumneavoastră și telespectatorilor. De ce până la urmă tot încercați despre... Mă uit la din... De ce m-ați chemat în emisiune? Mă uit mai mult la dumneavoastră, dar mă adresez și telespectatorilor. M-ați chemat în emisiune ca să mă să scoateți un vinovat. Nu, că să afle și telespectatorii un răspuns de la dumneavoastră. Spectatorul interesează și pe cetățenii ceilalți, domnule. Stați puțin să-i explicăm domnului Tudor că nu am vrut să vă certăm în această seară, ci să aflăm de la dumneavoastră niște argumente și niște argumente care să le spună oamenilor acestora să doarmă liniștiți. Ei bine, nu le-au aflat în această seară, nu știu dacă le vor afla curând, nu știu dacă vor afla vreodată că își vor păstra locuințele. Ceea ce este grav este faptul că unii oameni muncesc foarte mult pentru o casă, pun, să știți, foarte mult suflet, energie, speranțe. Este pentru mulți dintre noi o casă pe care ne-o facem singuri, casa visurilor noastre. Să vină cineva să ți-o dărâme, și casa nouă. Chiar dacă ți dă bani te muți de un an în ea. Nu știu dacă banii pot să acopere în totalitate niciodată acel vis pe care ți-l dărâmă un buldozer într-o anumită zi. Și o lege care e făcută așa cum e făcută. Și interpretată, am văzut, de fiecare pentru că îmi dorește. Oricum, Constituția se încalcă. Nici noi, nici telespectatorii n-am înțeles nimic de la domnul Tudor, că se poate rezolva ceva. Deja plecăm acasă fără rezolvare. Păi, dar nu a spus domnul Tudor că se poate rezolva. Dar nimic. Nu a spus-o. Ne-a dat vreun răspuns? Păi, dar nici nu de asta am venit aici, ca să vă dau un răspuns în față. Dumneavoastră, dacă aveam răspunsul, vi-l dădeam direct. Dumneavoastră, prin domnul Narcis Neaga, prin domnul Narcis Neaga spune așa, e o tragedie dacă distrugem, dacă demolăm casele. Nu e o tragedie.
Deci asta nu e o tragedie că ne dărâmă casele, domnul Tudor. Domnule, ce tot dai cu tragedia asta? Da. Așa a spus, domnule. Nu mai avem, din păcate, nu mai avem timp. Am depășit, domnule. Da, bine că nu uitați la televiziune că scrie acolo. Hai să lămurim problema. Dar dacă puteți în 30 de secunde, vă rog, că nu mai avem timp. Într-adevăr. Până am depășit foarte mult spațiu din această seară. Apare la domnul Ancuța numai terenul la vremea respectivă când au făcut proiectul. Greșeală. Dar ați mai explicat câteva ori. Nu s-a fost construcția în momentul de față. Despre acest aspect se cunoaște. Urmează să revină evaluatorii ca să constate în teren modificările apărute și care nu sunt prinse în ordonanță, în speță cazul dumnealui, și mai sunt câteva terenuri care nu au fost prinse. Și la dar, dacă vine teren agricol în loc de casă și... Domnule, dar eu ce vorbesc aici? Vorbează domnul Ancuța. Păi eu de ce vorbesc? A primit numai, a fost numai teren agricol, și a apărut păi, acum, agricol, dar pe apare care acum este casă, casă, pentru faptul că este casă, urmează să revină evaluatorul pentru a se face suplimentarea ordonanță. Domnul Tudor, a mai venit un evaluator. Care a venit, domnule? În noiembrie, domnul Tudor, l-a trimis la mine acasă, în noiembrie. A venit la mine acasă. Din luna noiembrie și până în ziua de astăzi, nu mi-a dat niciun răspuns. A venit sau nu a venit? Înseamnă că lucrează. Bine că nu va adică da. Adică, nu, mai avem un an de zile, înseamnă că nu se mai demolează casa. Din păcate, situația persoanelor care urmează a fi expropriate de lucrările la centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu este încă incertă. Nu se știe câți bani vor primi, nu se știe cât vor mai putea rămâne în locuințele pe care le au unii dintre ei abia terminate. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Vom continua acest subiect pentru că este unul delicat și am primit foarte, foarte multe mesaje în această seară. Îmi pare rău că nu am citit niciunul dintre ele. Timpul nu ne-a permis și nici intensitatea cu care s-a discutat aici în studio. Foarte mulți dintre dumneavoastră știu că ați și sunat. Promit că va mai exista o ediție pe acest subiect. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația noastră. Jurnalul, ultimul jurnal al serii cu colega noastră Emma Puiu. Numai bine! Domnilor, bine v-am regăsit la jurnal. Lucrările la centura municipiului Târgu Jiu au fost sistate de instanțele gorjene. Asta după ce unul din proprietari a obținut o ordonanță președințială în acest sens. Centura ocolitoare a municipiului Târgu Jiu a creat peste 1000 de păgubiți, unora